Dacă aveți un comentariu de adus vis-a-vis de ce se dispută în plus, pe lângă fenomenul din teren numit fotbal. Da. Poți să te amuzi, dar pe partea cealaltă, suntem în 2024 și suferind de scenarită. Mi-aduc aminte când am pierdut contra FCSB-ului odată și cu vânzarea de către club a lui Baba. Ne-a bătut FCSB-ul și au venit din alte direcții același gen de situații. Adică noi oricum am dat-o, nu e bine. Că jucăm pentru unii, că jucăm pentru ceilalți. Nu se pune problema, nu s-a pus niciodată. Mergem liniștiți acasă și punem capul pe pernă și dorim liniștiți pentru că facem lucruri corect. Bune sau rele, dar le facem corect. În rest, nu pot să spun decât că datorită rezultatului de la Cluj s-a vrut devierea atenției. Și adică de la situația egalul lor în deplasare a dus-o la un scenariu vis-a-vis de noi și Rapid. Acum fiecare punct pentru noi este foarte important. Că e la Rapid, că e la CFR, că e la FCSB, fiecare punct e important. E adevărat, victoria este extraordinară. Punct cu punct, în cazul egal, se contorizează, înfrângerea e dureroasă. Multe nu sunt de spus și dacă nu aveam șanse la play-off, ne doream să câștigăm mâine, ca de altfel în fiecare meci, dar cu atât mai mult, mai sunt 4 etape, nu există așa riscul să ne facem calcule de puncte. E adevărat, cu un număr de puncte putem ajunge în play-off, depinde și de celelalte rezultate, însă mâine trebuie să ne dorim să câștigăm cu adevărat. Spun asta pentru că au fost meciuri mai puțin bune în ultima perioadă și trebuie să câștigăm pentru a spera la ceea ce își dorește toată lumea, play-off-ul. Știm foarte bine ce echipă întâlnim, o echipă foarte bună, o echipă care de anul trecut joacă la extreme, adică ori e albă, ori e neagră, gri mai puțin, au plusurile lor și în momentul ăla trebuie să fim foarte exacti în defensivă și bineînțeles au inexactități în apărare și atunci trebuie să fim preciși. Preciși, așa cum n-am fost în multe meciuri, pentru că eram foarte sus. Dar datorită lipsei de precizie în fața porții. Am discutat asta mereu, jucătorii știu, sunt conștienți și până în al 12-lea ceas, cred că lucrurile astea se vor întoarce. Am avut foarte multe ocazii și cred că se vor întoarce. Și mai devreme sau mai târziu. Acum sper să nu fie prea târziu. Da, vorbesc de plusuri, mister. Un plus de la Universitatea Craiova 1948 lipsește și cu siguranță știți la cine mă refer, Juan Bauza, este unul dintre cei mai apreciați mijlocași din fotbalul românesc în momentul ăsta. Da, nu vreau să mă gândesc, noi știm foarte bine, ne cunoaște foarte bine și noi și ei, ne știm unii pe ceilalți, dar nu vreau să ridic în slăvi un jucător anume, dar într-adevăr lipsește un jucător foarte bun și nouă ne-a lipsit Sota etapa trecută și nouă ne lipsește Gabi sau Neguț pentru că nu sunt 100% venind după accentare. Da, e un minus pentru ei și când a jucat Bauza am câștigat, adică până la urmă poți să te bucuri că nu joacă un jucător bun al lor și să intre altcineva și să fie peste sau să fie util echipei respective. Da, au foarte mult jucători calitate, de-aia spuneam că trebuie să fim foarte, foarte exact în defensiv, nu avem voie să facem greșeli. Dar trebuie să marcăm goluri, trebuie să marcăm goluri, cum n-am făcut-o în ultimele meciuri, pentru că avem potențial. Avem potențial și am și în trecut. Chiar dacă e bine să lăsăm așa trecutul în urmă, totuși suntem aceiași, am făcut meciuri bune, am dat goluri. Asta vreau să fim și mâine, să arătăm cum am arătat cândva vis-a-vis de joc, în primul rând. Pentru că, o repet, noi când am jucat prost n-am câștigat. În momentul în care joci bine, atunci ai o șansă în plus să câștigi, pentru că am jucat și bine și am pierdut puncte.